Vreți să vă spun o poveste despre gunoaie, sectorul 1, primar și societate civilă? Recunoașteți personajul? Ea este Serviciul Public de Salubritate din sectorul 1. Ei sunt cetățenii, prietenii Serviciului Public de Salubritate. Ei au nevoie de ea, altfel se trezesc cu ratatui care le bântuie existența. Ea este primarul sectorului 1, obsedată de propria imagine, ahtiată după atenție, ar face orice și ar spune orice, doar să fie în centrul atenției. Primarul nu poate să suporte Serviciul Public de Salubritate pentru că acesta asigură curățenia în sector și ține prietenii primarului, ratatuii, departe de cetățeni și de sector. După ce a ajuns primar, maștera s-a transformat în bătrâna vrăjitoare și a încercat asasinarea Serviciului Public de Salubritate din sectorul 1. Aproape a reușit, spre disperarea cetățenilor. Noroc cu societatea civilă, care a intervenit și a demarat procedura de demitere a primarului prin referendum cetățenesc. Ordinea a fost restabilită în sectorul 1 și toți trăiesc din nou fericiți și curați.